Scumpilor, de fiecare dată când lucrați ceva pe laptop, vă rog eu din suflet, salvați-vă ceea ce ați scris pe mail, efectiv cu copy-paste dați din Word, pe mail, pe WhatsApp, dacă nu aveți posibilitatea pentru că documentul e prea mare, de exemplu lucrarea mea de grad are 190 de pagini și nu mai pot, nu mai permite WhatsApp-ul. Vă dați seama să dau cu copy-paste, să pun pe WhatsApp 190 de pagini. Nu mi-a permis deja de la 90 și ceva sau 80 și ceva. Puneți într-un alt document în care scrieți rezervă lucrare grad. Salvați-l acolo, salvați pe stick, salvați pe un hard extern, pe WhatsApp documentul, rezerve peste rezerve, pe mail, pe drive, salvați în cât mai multe exemplare, astfel încât munca voastră să fie în siguranță. De regulă nu se întâmplă nimic cu primul document dacă îl salvați la timp și așa mai departe. Însă, eu zic că este bine să fim precauți. Mi-amintesc de doamna mea profesoară de limba franceză din liceu care spunea că a lucrat toată noaptea la un document și l-a pierdut. A dat delete, nu știu ce i-a făcut, efectiv, probabil când se dea save, n-a mai dat save, știți? A intrat direct și a dat X. Și m-a marcat chestia asta, pur și simplu, eram copil, mă rog. Nici acum nu-s departe. În sensul că eram la liceu, prin clasa a 10-a, nu mai știu, și m-a frapat. Mi-a rămas în memoria de lungă durată această informație, că vă rog din suflet, spunea și al rândul ei. Salvați ceea ce scrieți de N ori în mai multe locuri. Chiar dacă pare obositor. Taci, Lușa. Lușa! Latră la câinii. E periculoasă, normal. Și latră la ce... La câinii pe care îi aude pe acolo. Da, dragilor, și salvați cât mai mult astfel încât să vă fie păstrată munca, să aveți certitudinea că ce ați lucrat va rămâne. E foarte, foarte important acest lucru. Eu zic că nu e de glumă. E munca voastră și e păcat să se piardă. Da. Cam atât despre acest aspect.